Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest video voi prezenta și testa un modul cumpărat de pe AliExpress pentru testarea acumulatorilor litiu-ion, model 18650. La prima vedere, foarte mult se păcălesc, de fapt și eu m-am păcălit când am văzut acest modul cu mai bine de un an în urmă, de câțiva ani, acest tip de modul. Mă gândeam inițial că el monitorizează doi acumulatori, și în partea asta și în partea asta. În realitate nu. Dacă ne uităm pe spate, să rotim, în zona aceasta se folosește pe post de alimentare a montajului, iar în cealaltă parte, practic, acumulatorul bateria de test. Aici doar alimentarea montajului, deci poate lipsi și îl alimentăm direct prin USB-C. Și aici se folosește acumulatorul de test. Practic, monitorizez doar un singur acumulator pe acest display. Acesta se încarcă, dar nu este monitorizat de display. Are circuit separat, cum s-ar spune. O să-l vedeți imediat. Hai să facem și o scurtă prezentare a părții hardware. Avem cei doi suporți. V-am spus la început că aici se alimentează montajul, iar aici se montează bateria de test. Sus, mare, se văd cele două rezistoare de putere, de câte 8 ohm fiecare, de 10W, fiecare rezistor, fiind în paralel, dacă se vede, sunt legate în paralel acele rezistoare. Asta înseamnă că, practic, înlocuiește un rezistor de 4 ohm la 20W. Integratul principal, din păcate, a fost șters, dar mi-am pus eu amprente pe ecran. Am încercat de nenumărate ori, am și lupă, dar din păcate nu scrie nimic. Integratele mai mari, cel de aici, este PW4056HH. E destul de clar că se ocupă de încărcarea și descărcarea acumulatorului. Și mai este încă un integrat specializat pe încărcarea și descărcarea acumulatorului litiu-ion în zona asta. Este tot PW4056HH. Dacă scrie 4056, este clar un integrat specializat pentru încărcarea acumulatorilor litiu-ion. În cazul acestui avem și LED-urile de indicare, practic probabil aici și pentru indică încărcare, iar aici ne indică faptul că s-a încărcat. Avem câteva componente active. Acestea sunt, scrie PLSL, sunt practic diode Schottky. Rezistoare, conectoare ceramice. Cel de aici este un stabilizator de tensiune de 3,3 V, dacă am citit bine. Mai sus avem, inițial am spus circuite integrate, dar când am văzut ce scrie pe ele, mi-am dat seama ce sunt, că le-am mai întâlnit, sunt des întâlnite. Scrie pe ele, sunt practic două, dar nu înțeleg de ce, 8205A. Practic, în aceeași capsulă sunt două tranzistoare MOSFET canal N. Hai să trecem la testarea modulului. După cum v-am spus, aici se alimentează montajul. Mare atenție să nu punem plus sus. Probabil are protecție la montare inversă, dar e bine de știut. Minusul este sus, plus jos. Plus, minus. Și aici alimentăm montajul, acest modul, practic. Da? Luminositatea este foarte slabă al acestui afișaj. O să schimb imediat lumina de fundal ca să se vadă mai bine. Deocamdată să vă explic faptul că el se poate alimenta și din bateria asta, dar dacă o scoatem, se scoate foarte greu, credeți-mă, abia reușești, el se poate alimenta și prin acest port USB-C. Da. Am încercat să scad luminositatea cât de cât, ca să se vadă ecranul bine. O să adaug un acumulator de test, acesta. Să vă explic meniul. Avem 3 butoane în partea de jos. On-off, primul buton, practic oprim dacă ține mai mult. Și dacă apăsăm scurt, pornim montajul, acest modul. Și tot din acest buton, dacă apăsăm scurt, putem selecta ce linii să modificăm. Prima linie de aici, din acest pătrat, a doua linie și a treia linie. Acest buton
modificăm practic ce trebuie să facă. În linia selectată o modificăm pe modul auto, modul încărcare, charge, discharge și auto. Adică încărcare, descărcare și modul auto. Modul auto însemnând că încarcă și apoi descarcă automat. Iar butonul de aici pornește modul selectat. Da, să îl pornim acum, da? Din câte se vede, încarcă acest acumulator. Să-l oprim. Să selectăm mai jos. Putem modifica tensiunea minimă la care să se oprească descărcarea acumulatorului. E valabil la descărcare, vă dați seama. Nu e tensiunea de încărcare, tensiunea maximă, ci de descărcare. Da, între 2,5 și până în 3,5. Din 100 în 100 de milivolți. Să ne ducem mai jos. Iar aici, de câte ori să se folosească modul auto, o dată, de 2 ori, de 3 ori, 8, 9, deci de maxim 9 ori. Ca să resetăm aceste cifre, vedeți că avem niște cifre, practic avem capacitatea și energia acelui acumulator. Aici am încărcat eu acumulatorul și s-a contorizat. Pentru a reseta, apăsăm lung pe acest buton și eliberăm. Iar aceste contoare se resetează. Încă un lucru care era să-l uit. În zona aceasta, de fapt mai multe lucruri, imediat o să vă spun. Aici este statusul, însemnând că îmi spune ce face momentul respectiv. Vedeți că aici e selectat modul de descărcare. Dacă apăsăm Start, ăsta e butonul Start și Stop. Status ne arată că el se descarcă momentul de față. Da, descarcă acel acumulator. Apăsăm încă o dată pentru a opri descărcarea și ne arată că s-a oprit descărcarea respectivă. Sau în funcție de ce mod selectăm. Selectăm modul încărcare. Sus va apărea modul încărcare, că este pornit. Sus tensiunea bateriei, atenție doar a acestei baterii, curentul prin baterie, puterea cu care încarcă, mai jos capacitatea, energia, în cazul acesta ne spune ce energie a fost băgată în acel acumulator. În partea asta este rezistența internă a acumulatorului, cu aproximație nu știu acuratețea cât de bună e, din păcate nu am un alt aparat. Am unul, dar nu știu nici acela cât de precis este. O să fac un clip separat în care fac comparații cu un alt aparat. Dar deocamdată nu vreau să aglomerez acest clip. Iar jos este timpul scurs. Dacă e la încărcare, timpul până la încărcare completă, cât a durat. Încă un lucru, dacă selectați alt mod, să spunem încărcare, să oprim, scuze, dacă modul încărcare, contoarele se vor reseta. Practic ați văzut deja că se resetează. Dar dacă dorim să încărcăm de la zero, trebuie să resetăm de aici. E singura soluție. Dar dacă modificați modul respectiv, încărcare, descărcare sau auto, se va reseta aceste contoare. Capacitatea, energia și timpul. Între timp am testat pe modul de încărcare pentru a vedea la ce tensiune se oprește și din câte am observat la aproximativ 4,19V. Iar tensiunea de descărcare, pe modul de descărcare, bineînțeles, m-am uitat să văd la ce tensiune se oprește în cazul în care selectăm la 2,5V și am observat că la aproximativ 2,45V. Mai departe am testat și pe modul auto, doar pe loop 1, nu am vrut să stau prea mult timp, vă dați seama că mi-a luat destul de mult numai să testez pe loop 1. Dacă testam pe loop 2, 3, 4, păi stăteam zile. Așa că am vrut să văd trecerea respectivă, pentru că v-am spus, el prima dată încarcă, iar apoi ne arată pe afișaj practic trecerea de la încărcare la descărcare. Bineînțeles că la încărcare nu se contorizează nimic pe partea de capacitate și energie, ci doar la descărcare se contorizează. Bineînțeles că am văzut trecerea respectivă de la încărcare la descărcare, iar la sfârșit, la descărcare, am observat oarecum o problemă, nu știu dacă e normal sau nu, sincer m-a convins pe mine ca pe viitor să nu folosesc modul auto. Pentru că odată ce se termină descărcarea,
el practic se încarcă în continuare cu 90,09 A. Și, bineînțeles, contorizează mai departe capacitatea și energia, ceea ce eu nu vreau. Așa că pe viitor voi folosi, când voi testa un acumulator cu acest modul, voi folosi pe modul normal, modul de încărcare și descărcare, nu pe auto. Ați observat de ce. Și da, am mai avut probleme când vroiam să încarc din nou acumulatorul, după ce s-a terminat modul respectiv, am încercat să încarc acumulatorul și nu m-a lăsat. În continuare mi-a arătat tot aproximativ 0,09 amperi. Am păsat pe acele butoane, bineînțeles că am scos alimentarea, am oprit, pornit modulul și cumva și-a revenit. Nu am idee de ce. Eu vreau să spun în acest clip ce am întâmpinat eu, sincer, anumite probleme. Dacă în caz de doriți să achiziționați, să știți că există oarecum, nu știu dacă să le spun probleme sau nu, în fine. Să testăm și acuratețea tensiunii pe care o vedem pe acest afișaj. Acum vedem 3,58 V și să vedem tensiunea reală. Ok, moment. 3,56, să spunem 3,57 aproape. Iar pe afișajul acesta ne arată 3,59. Sincer, am observat diferență de aproximativ 20 până 30 de milivolți. Să verificăm și curentul. Da, se vede 0,016. Curentul arată chiar foarte bine. Sunt mulțumit. E bine. Un lucru pe care l-am observat bizar, sincer, este că trecerea, practic aici se observă că sunt două LED-uri, unul roșu și mai e unul pe care nu-l vedeți aprins, unul albastru. Iar când bateria, acumulatorul este aproape încărcat, sau este, da, cred că încărcat, tot trece de la albastru la roșu, albastru-roșu, adică practic se stinge roșu pentru o durată scurtă de timp, se aprinde albastru, iar se aprinde roșu, adică practic basculează, nu știu cum se explică, exact ca la circuitele acelea basculante. Bascularea se face în ce în ce mai lent sau nu mai țin minte. Bineînțeles că o să vă arăt acum pe ecran. Concluziile mele, dacă doriți să folosiți acest montaj, eu așa o să fac, nu știu, e alegerea voastră, încercați să nu-l utilizați pe modul, un moment că e selectat tensiunea minimă pe partea de descărcare, să selectăm pe modul încărcare, descărcare și modul auto. Eu nu l-aș folosi pe modul auto deoarece există acea problemă. Și încarc eu manual și apoi descarc pentru a vedea capacitatea. Bineînțeles că pentru a vedea rezistența internă a acelui acumulator, vă recomand, chiar e obligatoriu, cred eu, să-l încărcați complet. Îl scoateți și îl puneți din nou. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!